Sâmbătă 15 octombrie la Roman a avut loc ședința biroului județean al PNL Neamț, care a întocmit listele pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie. Liberalii și-au fixat ca target obținerea a 2 posturi de senator și a 5 de deputați. Sâmbătă la Roman a avut comitetul director județean, forul care a stabilit și a trecut în revistă potențialii candidați pentru cele două camere, Senat și Camera Deputaților, și în acest sens s-a reiterat încă o dată obiectivul ca Partidul Național Liberal în județul Neamț să câștige 2 senatori și 5 deputați. Prin acest obiectiv pe care l-am asumat și în Liga Aleșilor Local, practic ne dorim ca PNL Neamț să fie una din cele mai puternice filiale din țară și în același timp să contribuim pentru a ajunge PNL-ul la guvernare. Consider că persoanele care au fost validate și înaintate spre analiză în Comitetul Județean Executiv și Biroul Permanent Național sunt persoane reprezentative pentru societatea nemțeană. Consider că sunt persoane care fiecare în activitatea profesională au arătat și în activitatea politică au arătat că au potențial, valoare și din punct de vedere uman și din punct de vedere profesional și din punct de vedere social. Și în acest fel consider că Partidul Național Liberal este într-un traseu, într-o foaie de parcurs pe care ne-am asumat-o. Pe listele liberalilor se regăsesc și o serie de nume cu mare priză la electorat, cum ar fi primarul Romanului Laurențiu Leureanu, dar și nume de oameni tineri mai puțin cunoscuți. Persoanele care au fost nominalizate spre a fi candidați și într-o parte și în cealaltă sunt anunțate spre mass media în comunicatul nostru și am să fac o scurtă enumerare. Domnul primar Laurențiu Leureanu, domnul deputat Cătălin Drăgușanu, doamna Gabriela Panu, domnul senator Țapu, sunt și oameni tineri noi din zona Târgu Neamț, domnul Andreea Ciocărlănoaie, domnul Bogdan Tifui din zona de munte, din zona Părcașa, și sunt și alte câteva persoane pe care le aveți. Listele vor fi comunicate Biroului Național al PNL, împreună cu care se va lua decizia finală și se va stabili ordinea pe liste a candidaților. Reamintim faptul că după eșecul votului uninominal din mandatul trecut în 2016 s-a revenit la votul pe listă de partid, mult mai agreat de electorat, care și așa n-a prea văzut în timpul mandatului picior de parlamentar în circumscripțiile uninominale.